fi și tu ca și el. De dragul Domnului Iisus Hristos, suntem chemați să slujim în familie. Suntem la partea a doua și aș începe cu o scurtă recapitulare. Am plecat de la cele 3 luni de slujire a lui Pavel și am văzut că este o slujire cu abnegație, cu suferință multă. E suficient să citiți capitolele 10-11 din 2 Corinteni și să vă îngroziți de lungimea listei suferințelor lui Pavel. L-am întrebat duminica trecută: Pavel, de ce ai făcut-o toată viața ta, până la moarte, până la eșafod? Răspunsul este simplu. Pentru că slujesc singura realitate pentru care a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ, biserica sau mireasa lui Hristos. Am văzut apoi că biserica, dragii mei, începe din familie, de la 2 sau 3 adunați în numele Lui. Acolo unde Hristos este prezent, acolo este împărăția lui Dumnezeu, împăratul cu supușii Lui. Și spuneți-mi, nu așa ar trebui să fie familia mea, familia ta, împăratul cu supușii Lui? Deseori spunem, funia împletită în 3 nu se rupe ușor, dar noi avem nevoie de a 3-a funie doar ca să ne împlinească planurile, mofturile, cererile. Ori dacă El este împăratul, El vorbește și noi ascultăm. Dacă biserica începe în familie și vrei o familie sănătoasă, mai întâi trebuie să știi ce e o biserică, pentru că trebuie să-ți îndrepți familia, să o pui pe coordonatele devenirii unei biserici. Majoritatea dintre noi nu ne punem astfel de întrebări. Din alte motive ne luăm la oaltă, ne căsătorim unii cu alții și pe urmă suntem în derivă o viață întreagă și dacă se întâmplă să nu divorțăm, ne bucurăm într-o lume în care mai multe căsătorii se desfac decât se fac. Dragii mei, toate lucrurile acestea vin din pricina faptului că ne-am luat soarta în propriile noastre mâini. Am luat din pomul cunoștinței binelui și răului și nu avem nevoie de Dumnezeu să ne spună ce trebuie sau ce nu trebuie să facem în familie. Suntem într-o carte scrisă pentru biserică, în cartea Efeseni, o carte eclesiologică, și din ea, de pe paginile ei, încercăm să desprindem principii pe care să le ducem în familiile noastre. În primul rând ne-am uitat la scopul slujirii lui Pavel și cel mai bine îl desprins din rugăciunile lui. 2 rugăciuni mari în Efesen și din prima aș cita doar o parte, versetele 17 în jos. Pavel se roagă ca Dumnezeu să ne deschidă ochii minții și a inimii ca să pricepem 3 lucruri. La ce am fost chemați, nădejdea chemării noastre, ce am fost chemați să moștenim, bogăția slavei moștenirii lui în sfinți și ce nădejde avem să le obținem pe acestea 2. Nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu care lucrează în cei credincioși, aceeași putere care l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți. Dragii mei, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca să ne mântuiască unul câte unul și pe urmă să ne zidească la oaltă să facă din noi un templu sfânt pentru El, nu pentru noi. El este stăpânul, El este împăratul, El este Domnul. Dar pietrele vii care sunt puse la oaltă sunt toate chemate să intre în acest proces al sfințirii, al transformării, până când chipul lui Hristos se vede în noi. Pavel, când scrie galatenilor, plânge pentru ei și le spune copilașilor, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până când va lua Hristos chip în voi. Aceasta este bogăția slavei, moștenirii lui Dumnezeu în noi, în sfinții Lui. Iar ca aceste lucruri să se întâmple, este nevoie de nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu, care-i Duhul lui Dumnezeu lucrând în cei credincioși. Pentru ca Duhul să se poată arăta în familie, prin mine spre folosul soției mele, prin noi părinții spre folosul copiilor, sau invers, trebuie să ne dăm, să ne punem la dispoziția Duhului Sfânt, dându-ne robi lui Hristos pentru cei din casa noastră. Și nu robi pentru cei din familia noastră de dragul lui Hristos. E o mare diferență. Apostolul sau robul slujește pe stăpânului, pe cel care îl trimite. De aceea, dragii mei, când mă dau rob lui Hristos, am agenda lui Hristos, ordinele de lupta lui Hristos și eu trăiesc în familia mea să împlinesc voia lui Hristos. Când mă dau rob nevestei mele, ea-mi face lista, ea-mi face ordinele de luptă, ca să împlinesc mofturile și voia ei, vor lupta toată viața mea. Și dacă nu o fac de bunăvoie, o fac manipulat. Soțiile știu cum să tragă sforile.
Știm asta toți cei care suntem căsătoriți. Dar să nu vorbesc de copii, nici nu se nasc bine și toată casa se învârte în jurul lor. Dragii mei, din câte văd în jurul meu, tragedia pe care noi o trăim în Biserica lui Hristos este că ne-am dat robi unii altora sau copiilor noștri. Și eu cred că trebuie să schimbăm placa, să ne dăm rob lui Hristos, iar pentru aceasta ne trebuie trei lucruri, dacă vă mai aduceți aminte de duminica trecută. În primul rând îți trebuie curaj. Curajul pe care ți l-a cerut Dumnezeu când te-ai întors, când te-ai pocăit. Ca să vii la altar, să iei cartea asta, să scrii numele în ea, că vrei să-L urmezi pe Hristos, ai nevoie de curaj. Curaj să te desprinzi din familia ta, curaj să te desprinzi din șuvoiul lumii acesteia. Biserica este adunarea celor chemați afară, din mijlocul societății. Noi suntem chemați să mergem împotriva curentului. Dragii mei, dacă vei sta de vorbă cu bărbații din jurul tău, îți va râde toată lumea nas când vei vrea să te dai rob lui Hristos pentru cei din familia ta. Nu ești tu stăpânul, nu ești tu capul? Cine cântă la voi în casă? Cocoșul sau găina? Știți, toate lucrurile astea sunt în jurul nostru, sunt peste tot. Le practicăm, le trăim în propria noastră viață. Curajul de a te ridica și de a înfrunta opinia celorlalți și a zice: nu, de astăzi mă dau rob lui Hristos pentru soția mea, nu robul nevestei mele, de dragul lui Hristos. Dar când ți-ai luat inima în dinți să faci lucrul acesta, ai nevoie de disciplină multă. Cum poți sluji pe Hristos dacă nu cunoști voia Lui? Ca să cunoști voia Lui, nu poți citi ziarele, nu poți asculta televizorul și buletinele de știri. Ca să cunoști voia Lui, trebuie să deschizi Biblia. Și ca să deschizi Biblia, mai ales dacă nu ești obișnuit cu lucrul acesta, trebuie să strângi din dinți, să te scoli înaintea străjilor de noapte, până când cuvântul lui Dumnezeu va fi mai dulce decât picurul din faguri. Știu că apăsi butoane care sunt sensibile în viața multora dintre noi. Poate veți zice, tu n-ai altă treabă. E adevărat, eu nu fac altceva toată ziua, decât mai merg la cumpărături sau depinde ce îmi spune soția. Nici unul dintre noi nu putem trăi fără cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să afli voia lui Hristos pentru soția ta, copiii tăi, trebuie să stai de vorbă cu El în răcoarea zilei. Dacă n-ai disciplina aceasta în viața ta, caută să ți-o formezi. După ce ai aflat voia lui Hristos, ți se întâmplă și ție ce mi se întâmplă mie. Stau și observ lucrurile la mine în casă, azi, mâine, poi, mâine, nu sar imediat. Dar după ce văd că este un trend, atunci îmi deschid gura să vorbesc cu nevastă mea. Care credeți că este prima reacție? Tu nu știi decât să judeci, tu nu știi decât să... trebuie să-mi închid gura. Ce am constatat? N-am avut suficientă înțelepciune să vorbesc când trebuie și cum trebuie. Dragii mei, când vrei să deschizi gura și mai ales să îndrepți ceva într-un om, trebuie să te rogi pentru asta, ca Dumnezeu să aducă situația potrivită, momentul potrivit în care să-ți cași gura și să vorbești cum trebuie. Dacă veți citi Biblia, veți vedea că de obicei Pavel, până și cu biserica din Corint, începe în mod pozitiv. Nu există să nu fie ceva pozitiv în cel de lângă tine. Începe cu un lucru pozitiv. După care, fără să judeci, încearcă să-l câștigi în direcția în care trebuie să meargă. Și cu asta își întoarce fila la adevărurile din dimineața aceasta. Să presupunem că ți-ai luat inima în dinți și te-ai dat rob lui Hristos pentru cei din casa ta. Disciplina și înțelepciunea sunt un proces de o viață. Poate că le-ai început săptămâna trecută, dar înainte ca să te primească Hristos ca și conlucrător cu El, îți spune trei condiții sau trebuie să știi trei lucruri. La cele trei de data trecută aș adăuga alte trei în dimineața aceasta și aș vrea să le citiți împreună cu mine. Îți cere smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință. Haideți! Smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință. Cu alte cuvinte, pe eticheta pe care intri pe șantierul acesta al conlucrării cu Hristos, la zidirea bisericii lui din casa ta, trebuie să scrie smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință. Vreau să vă spun ce vă așteaptă pe șantier. Cred că toți suntem familiari cu tensiunile, conflictele, certurile din casele noastre. Îmi pare rău să o spun, este o realitate, n-are rost să ne ascundem după deget. Știți care e cauza lor? Este competiția afirmării de sine. Cine trebuie să slujească pe cine? Bineînțeles, toți trebuie să mă slujească pe mine. Eu sunt capul familiei. Sau,
Soția mea spune, ar fi cazul să mă slujiți pe mine, că m-am sculat de dimineață, v-am făcut de mâncare. Dragii mei, sunt 1000 de motive în familie pentru care să intrăm în această competiție a afirmării de sine. Dușmanul numărul 1 al familiei. Și vreau să citesc 3 versete din Efeseni, capitolul 4. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Poate ați uitat care e chemarea pe care am primit-o. Care este ea? Să fim un templu sfânt pentru Domnul. Dumnezeu să își găsească plăcerea, să zăbovească în casa noastră, să vină să cineze cu noi, să frângă pâinea cu noi, ca Domnul Iisus cu cei doi de pe drumul spre Emaus. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Dați-mi voie să le iau pe rând. Ce-i smerenia? Smerenia nu înseamnă să stai cu năframa legată în față și cu capul cernit și îmbrăcat în zdrențe să zici, da, draga mea. Nu, în niciun caz. Smerenia este dovada recunoașterii faptului că Dumnezeu a gândit și a inventat familia, nu tu. Cu alte cuvinte, nu-i jucăria ta pe care nimeni să o nostrice sau la care toată lumea să alinieze să slujească. Dacă este ideea lui Dumnezeu familia, atunci după planul lui Dumnezeu se zidește familia, nu după planul meu. Poate că am văzut ceva în familia părinților mei care nu mi-a plăcut și aș vrea să schimb, dar dezideratul tău sau al meu nu este să fiu altfel decât ei, ci să fiu conform voii și așteptării lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, smerenia mă împinge la disciplina studierii Scripturii ca să descoper voia lui Dumnezeu pentru cei din casa mea. Când m-am căsătorit eu în 1976, erau foarte puține cărți. Știu că traduceam cărți și le băteam la mașină și ascundeam mașinile de scris prin bodiurile cu fân, pe nu știu unde, dacă știți ce e un bodi, prin căpițele de fân, ca să nu le găsească securitatea. Trebuia să mergi cu mașinile de scris să fie înregistrate și să poată prinde orice pagină bătută la mașină. Și atunci, ca să avem o mașină sigură, trebuia să o ascundem, să avem grijă de ea, tipăream sau băteam în 10 exemplare, în foaie de aceea foarte subțire. Ultimul exemplar, mai că nu se vedea, trebuia să ghicești ce scrie pe el, dar cam asta era tot ce aveam la ora aceea. Astăzi sunt sute și mii de cărți despre familie. Vreau să vă spun, indiferent care ați lua în mână, cine este autorul acestei cărți, toate acestea sunt surse secundare. Știți ce înseamnă surse secundare? Apelez la ele după ce am consultat sursa primară. Iar sursa primară este Scriptura. Iar dacă îmi cade bine o sursă secundară și o citesc, atunci trebuie să am înțelepciunea celor din Berea. A venit cel mai mare filozof al vremii să le vorbească, apostolul Pavel, crescut la picioarele lui Gamaliel. Dragii mei, când s-a terminat predica, în loc să strângă întrerupătoarele, să vorbească de tot, despre tot felul de lucruri, s-au dus acasă, au luat scripturile să vadă ce le-a vorbit guralivul acesta. Este sau nu așa ceea ce au auzit? Dragii mei, asta trebuie să facem. Ori de câte ori deschidem o carte, citim o pagină, să venim la scriptură și în oglinda ei să verificăm ce scrie în cărțile acelea. Și eu scriu multe cărți și le scriu unde, deci dacă cineva le citește, cuiva folosesc. Dar niciodată nu citesc o altă carte până am citit Biblia. Abia când scriu, ca să stau smerit, consult și pe alții, să nu cumva să am impresia că eu am inventat și am descoperit lucrurile pe care le pun pe hârtie. Deci a fi smerit înseamnă a recunoaște pe Dumnezeu ca autoritate finală și a-L consulta înainte de a face un pas. Indiferent cine ți-a dat ideea. Vii la Dumnezeu și îl întrebi, Doamne, pot să fac lucrul acesta? Când tinerii noștri vin la altar, dacă vreți, vă așteptăm sâmbătă la ora 12 la nuntă, veți vedea că vor rosti un legământ. Eu, Ipsilante Felix, în prezența ta și spre slava ta hotărăsc să iau în căsătorie și Ioana, soția lui, dar el spune, te rog să mă ajut să pot iubi cum a iubit Hristos biserica. La bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăția și în sărăcie. Dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, primul lucru este să te smerești. Să pui căsătoria în mâinile lui Dumnezeu, să-i promiți la altar că nu faci nicio schimbare fără să-L întrebi pe El. De fapt, Dumnezeu prin legea Lui leagă o astfel de relație.
Și când el o leagă, nimic nu o dezleagă decât legea lui Dumnezeu. Până când n-ai vorbit cu legea lui Dumnezeu, până atunci tu nu poți face modificări în relația dintre tine și soția ta. Deci a fi smerit înseamnă a recunoaște pe Dumnezeu ca autoritate finală și planurile lui ca fiind cele mai bune pentru creșterea și formarea familiei tale. Ascultați cum începe Pavel în capitolul 5 din Efeseni. Supuneți-vă unii altora, dacă n-aș continua textul, i-aș arunca pe cei doi ca doi câini într-o luptă pe viață și pe moarte. Supuneți-vă unii altora, cine-i mai mare, cine are ultimul cuvânt? Întotdeauna eu, da, dragă, da, întotdeauna eu. Textul continuă în frica lui Hristos. Cu alte cuvinte, cel care are ultimul cuvânt este Scriptura, Domnul Iisus Hristos. Al doilea lucru este blândețea. Spuneam și repet, a fi blând nu înseamnă a fi bleg. Cel mai blând om de pe fața pământului este Moise. Dacă aveți cumva impresia că e un om bleg, care nu știe ce să facă, citiți-i viața. E adevărat că a sucit gâtul la un egiptean și l-a îngropat în nisip. Trebuia să fi fost un mamut de om. Nu uitați, era generalul armatei lui Faraon, dăduse nu știu câte lupte. Când a intrat la Faraon, n-a intrat să cerșească la Faraon, dragii mei, a rostit cuvântul. I-a trântit ușa în nas. Și când a plecat din Egipt, Faraon era în genunchi, în fața lui Moise, să fie binecuvântat. Iar atunci când la Sinai, el era pe munte și Aron a făcut vițelul de aur, n-a avut niciun fel de probleme să coboare, să ia vițelul, să-l arunce în foc, să-l transforme în cenușă, să toarne cenușa într-un pahar cu apă și să-l apuce pe fratele lui de gât, să-i o bage pe gât, să-i o bea. N-a avut probleme, Moise. În prezența lui, nimeni nu mișca în front. Cu toate că erau foarte mulți răzvrătiți în tabără. Când s-au răzvrătit Core, Datam și Abiram, dragii mei, s-a dus în fața lui Abiram și a zis: veți asista la cea mai scurtă mormântare de pe pământ. Pac, pac, s-a deschis pământul, i-a îngropat pe toți și Moise s-a întors înapoi. Ăsta era Moise. Oare de ce îl numește cel mai blând om de pe fața pământului? Atunci când Duhul lui Dumnezeu se coboară peste cei 70 la cort și încă doi în tabără, vine Iosua: Domnule Moise, Domnule Moise, prorocesc în tabără, doi oameni, să mă duc să opresc. Au intrat în competiție cu tine. Facă Domnul ca tot poporul lui să fie făcut din proroci. Cel mai blând om de pe fața pământului. Dragii mei, blândețea este dovada recunoașterii faptului că Dumnezeu în atotștiința lui ne-a făcut foarte diferiți. Foarte diferiți. Mă uit la Silviu, o știu și pe Corina. Nu știu dacă e la lucru să ia pe aici. Dar doi oameni mai diferiți ca ei n-am văzut în viața mea. În viața mea, afară de mine și soția mea. Da. Cu alte cuvinte, orice cuplu la care te uiți cu atenție, vezi că Dumnezeu în înțelepciunea lui pune la oaltă un păpuc pe stânga și unul pe dreapta să poată umbla, să formeze un întreg. Deci blândețea este dovada recunoașterii înțelepciunii lui Dumnezeu de a fi pus pe un bărbat și o femeie extrem de diferiți ca structură, rol și daruri. Suntem diferiți din punct de vedere fizic, suntem diferiți din punct de vedere emoțional, spiritual, social, familial, eclesial, din toate punctele de vedere suntem diferiți. Dragii mei, primul rând trebuie să accept această diferență. M-am smerit înaintea lui Dumnezeu, El a gândit lucrurile așa, iar acum accept această diferență și asta este dovada blândeții mele. Dacă nu suntem conștienți că am fost construiți diferiți, diferențele dintre noi vor alimenta competiția afirmării de sine. Și vă spun eu destinația, divorțul. Fie un divorț în fapt, da, cu toate hârtiile semnate, unul în stânga, altul în dreapta, fie doi străini într-o casă. Doi străini într-o casă și niște copii care se uită la părinții lor și zic: nu mă însor niciodată dacă asta e familia. Dacă asta este familia. Blândețea ne dă curajul ieșirii din competiția afirmării de sine, pentru că am reușit să privim diferențele dintre noi dintr-o altă perspectivă. Dacă-s din partea lui Dumnezeu, El doar lucruri bune ne dă. Și atunci diferențele dintre noi sunt o provocare, sunt o resursă și nu o piedică. Până când în mintea mea nu se face clicul, n-am nicio nădejde să fac pași mai departe.
Să știți că înnoirea în Duhul minții noastre este toată viața noastră și de creștin și de familie și din orice domeniu. Aici trebuie să întâmple mai întâi lucrurile. Cu mulți ani în urmă, cred că sunt vreo 38-9 de atunci sau 40, nu mai țin minte, de când doi prieteni de-ai noștri, eu o curtam pe Nora sau Nora pe mine, nu mai știu precis cum era, dar ne-au tras o curbă, curba căsniciei, și cum nu toți veniți la nunț în Iris, nu știți lucrul acesta, dar curba căsniciei este foarte simplu, este o sinusoidă tăiată de orizontală, o veți în fața voastră. Sunt trei puncte esențiale pe această curbă. Momentul întâlnirii, când începi să vezi stele înaintea ta, te-ai oprit în prezența ei, este momentul nunții, care vine mai devreme sau mai târziu, la noi a durat 4 ani, drumul a fost lung, muntele destul de înalt, până când am ajuns la nuntă în 76, dar este al treilea punct, este divorțul acolo în fundul gropii. Dragii mei, din păcate, o bună parte din familiile acestei lumi respectă întru totul curba și merg până la capăt. Beau paharul până la fund, inclusiv paharul divorțului. La început n-a fost așa, spune Domnul Iisus Hristos. Divorțul vine din pricina păcatului și a împietririi inimii noastre, nu din pricina planului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu căutați în Biblie pe Dumnezeu ca să încurajeze divorțul într-o situație sau alta. Nu. Sunt motive, el se implică în ea să minimizeze răul, dacă se poate, dar Dumnezeu așteaptă ca cei doi, și ați auzit legămintele, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Numai moartea dezleagă relația dintre cei doi. Nu intru acum în problema divorțului, poate altă dată. Dar aș vrea să vorbesc puțin despre realitățile dintre aceste puncte. Între momentul întâlnirii și anunții, aș pune curba ascendentă a iluziilor. Mai ales dacă v-ați întâlnit pe Facebook sau pe internet sau pe știu eu unde. Și unul este în Palestina și altul este mai știu eu pe unde. Și cred că pe Facebook eu pot picta orice imagine aș dori ca viitoarea mea soție să aibă despre mine. Aș face pozele cu foarte mare atenție, aș alege cuvintele cu foarte mare atenție, aș reciti de 7 ori mail-ul sau discuția înainte de a o rosti și în felul acesta creez o curbă a iluziilor. Dar vreau să vă spun că lucrul este adevărat și dacă umblați mână în mână, unul lângă celălalt. Cu alte cuvinte, în perioada aceasta ne mințim unul pe altul. Poate am folosit un cuvânt greu. Dar dăm alte impresii celuilalt decât cele care le vom da o leacă după luna de miere. Da? O leacă după luna de miere începe curba deziluziilor. Cu alte cuvinte, tot felul de lucruri care încep să nu-mi placă. Dacă Dumnezeu a tras doi oameni foarte diferiți, este normal ca diferențele să ne mă calce pe nervi după o vreme. După ce m-am căsătorit eu, și mi-am dat seama de lucrul acesta, am luat Biblia și am zis, Doamne, eu nu înțeleg ce e aia femeie. Te rog frumos să mă ajuți să pricep. Și am luat prima femeie, și a doua femeie, și a treia femeie. Și după a treia femeie am închis Biblia și am zis, toate sunt la fel. Și de 38 de ani încerc să descoper lucrul acesta. Mulțumesc că suntem la oaltă. Dar vreau să vă spun, nu este unul din sală care zică lucrul acesta nu e adevărat. Eram un grup de prieteni, ne întâlneam anual din toată țara și un cuplu dintre noi era mai cumos decât noi ceilalți. Ei spuneau, noi suntem căsătoriți de 8 ani, n-am avut niciodată probleme. Ne uitam la ei puțin așa, știi, numai noi avem probleme, voi n-aveți probleme. Dragii mei, n-a trecut multă vreme și ai rupt vulcanul. Nu uitați, căsătoria e făcută din doi oameni păcătoși, manipulați de cel rău, ispitiți în toate felurile. Și de aceea este imposibil să nu ajungi la conflicte, nu astea sunt problemele, cum le rezolvi? Este întrebarea. Curba deziluziilor. După curba deziluziilor urmează divorțul dacă n-ai învățat să răspunzi, să previi, să întâmpini realitățile pe care le vezi. Nu le întâmpini schimbându-le, ești un nebun să vrei să schimbi partenerul de viață. Dumnezeu l-a făcut. Tu n-ai decât să-l accepți. Să-l accepți. Nu vorbesc despre acceptarea păcatului.
A accepta păcatul înseamnă a te răzbuna pe partenerul tău. Păcatele trebuie corectate. Soția mea este mai întâi sora mea în Hristos, apoi este soția mea. Cu ea trebuie să aplic Matei 18 ca și cu orice alt frate al meu. Și ea la fel cu mine. Deci păcatele nu se tolerează, nu se acceptă. Păcatele trebuie să le mărturisești, să te pocăiești de ele. Dar sunt o mulțime de alte lucruri care te calcă pe nervi și pe care trebuie să le accepți. Iluzii, deziluzii și? Vă știu că vii greu să spuneți lucrul acesta. Pentru că nu e ușor să rezolvi deziluziile prin acceptare. Prin acceptare. Dar în primul rând, soția mea nu e a mea, deși am fost și am semnat o hârtie împreună, ci a Domnului Iisus Hristos. Mi-a fost dată pentru o vreme ca și copiii mei, poate pentru mai multă vreme decât copiii mei, și într-o bună zi va trebui să o prezint lui Hristos. De aceea deziluziile se rezolvă prin acceptare. Dar pentru că v-am văzut că vă este greu să rostiți cuvântul acceptare, vă spun de ce sunteți obligați să o faceți. Care este baza acceptării mele? Puteți să vă imaginați diferențe mai mari decât într-un iudeu și unul dintre neamuri? Uitați-l pe Petru rugându-se înaintea Domnului pe acoperișul casei. Și vine o față de masă, cu tot felul de bucate necurate și o voce, taie și mănâncă. Oh, Doamne, viața mea n-am făcut așa ceva. Se ridică fața de masă, el își continuă rugăciunea. Ce sfânt am fost. Vine față de masă înapoi. Taie și mănâncă. Vine și a treia oară. Și Petru înțelege. Se ridică și merge la Corneliu și când ajunge la sutașul roman, se oprește în prag și zice, știi că nu este îngăduit unui iudeu să intre în casa unuia dintre neamuri. Dar Dumnezeu mi-a spus să nu numesc nimic spurcat din ce a curățit el. Și intră înăuntru și începe misiunea între neamuri, dragii mei. Dacă un iudeu și un evreu în Hristos pot forma un singur trup, probabil că și un bărbat și o femeie pot forma un singur trup. Ce părere aveți? Când aud pe cineva zică, păi n-a binecuvântat Dumnezeu că noi îmi vine să iau la palmi. Dragii mei, evreii luau simplu de nevastă o fată. O relație sexuală însemna un act de căsătorie. Punct. Nici prin cap nu putea să stea că zice, păi da, a fost pofta la mijloc și nu a fost realmente rațiunea și nu se poate. Era a ta. Cu alte cuvinte, soția ta este soția ta dată de Dumnezeu, indiferent cât de diferit ar fi de tine, soțul tău este dat de Dumnezeu, indiferent cât de diferit ar fi de tine. Ascultați versetele 13 la 22 din Efeseni, capitolul 2. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, diferiți, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, pe cruce, prin care a nemicit vrășmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii celor ce erați aproape și celor ce erau departe. Aceasta este lucrarea lui Hristos. Dacă El a reușit să unească un iudeu și unul dintre neamuri, va reuși să te unească și pe tine cu soția ta și pe soția ta cu tine, și pe voi părinți cu copii și pe copii cu părinți. Cu alte cuvinte, în Hristos ești obligat să accepți. Iar dacă refuzi să o faci, o refuzi pentru pieirea ta. Și ne iartă nouă greșelile noastre, după cum și noi iertăm greșiților noștri. Este un blestem pe care îl chemi asupra ta, ori de câte ori refuz lucrul acesta. Ori de câte ori refuz. Suntem deci chemați să acceptăm de dragul lui Hristos. Acceptarea este dovada blândeții, adică a curajului de a fi ieșit din competiția afirmării de sine, pentru că acum privesc diferențele dintre noi ca și resurse și provocări și nu ca piedici. Nu ca piedici. Oare ce mă împiedică să-l accept pe celălalt? Există motive obiective, dar motivele obiective trebuie răstignite. Se cheamă firea pământească. Firea pământească.
Dragii mei, când am rezolvat cu firea pământească, drumul este deschis pentru a împlini planurile lui Dumnezeu. După ce ne-a vorbit despre faptele firii și roada Duhului, Pavel continuă: cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă umblăm prin Duhul, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după slavă de șarte, întărătându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Întărătându-ne unii pe alții, vă sună familiar în familie lucrul acesta? Întărătându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Condiția sau competiția afirmării de sine alimentează, dragii mei, sau este alimentată de lipsa scopurilor din familie. Una din întrebările care le pun tinerelor când se căsătoresc, și la noi în biserică sunt destule multe nunți, este: ce respecti la tinerul ăsta de vrei să-i fii soție și mama copiilor lui? Sunt câteva domnișoare care îmi scriu câte un e-mail lung și le păstrez pentru momentele în care vor avea probleme. Îl întreb pe bărbat sau pe băiat: care-i ținta spre care vrei să-ți duci soția? Majoritatea dintre ei sunt absolut debusolați. Ei nu vor decât să se însoare. Asta este stația ultimă în gândirea lor. Dacă s-ar însura ca să realizeze ceva, ar fi cu totul altceva. Când cuplurile sărace și n-au prea multe resurse financiare vor să realizeze ceva, sunt capabile de eforturi și sacrificii incredibile. Imaginați-vă dacă scopurile noastre s-ar ridica un pic mai sus decât o casă, o mașină, decât o școală pentru copiii noștri, am ridicat un pic standardele. Și dați-mi voie să la Scriptura să facă lucrul acesta. Versetul următor, versetul 18 din capitolul 2 din Efeseni. Prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Aș putea citi: prin El și unul și altul avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeții casei, ci împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Imaginați-vă să te consideri în bătătura casei lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, ne spune textul. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, adică pe adevărurile Scripturii, autoritatea ultimă pentru o familie, capul, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, în El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. În lumina celui care a inventat căsătoria, scopul căsătoriei este să formăm un templu sfânt pentru cine? Pentru Domnul. În Domnul, lui Domnul, pentru Domnul. Dragii mei, dacă așa stau lucrurile, vă pun o întrebare simplă. Ce ar trebui să mă preocupe? Confortul meu sau confortul lui? A lui. Ideile mele sau planurile lui pentru familia mea? Așa este normal, mi se pare logic. Dacă este templul lui, trebuie să aranjate lucrurile după gustul lui. Vorbim după placul lui, ne aranjăm casa după placul lui, activitățile din familia noastră sunt ca să-i placă lui, pentru că suntem templul lui Dumnezeu. Nu spune Scriptura: din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Dacă toate lucrurile și familia mea este inclusă aici și familia ta. Cu alte cuvinte, familia nu pot scoate de sub incidența acestui deziderat și decizia lui Dumnezeu. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Dragii mei, abia când am ieșit din competiția afirmării de sine, ne putem dărui în libertate cu tot ce avem, cu diferențele dintre noi, pentru zidirea acestui scop comun, care este templul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să mă duc în capitolul 5 să citesc textele care le știm, să citesc la nunți de obicei. Observați scopul în aceste texte. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, nu cum vă taie capul sau cum o cer ele, ci cum a iubit Hristos biserica, și ascultați modelul, s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, scopul, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt,
Adică ca să ajungă să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele. Tot așa. Adică cu un scop precis dat de Dumnezeu. Ascultați, rolul celuilalt. Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, dar de ce este biserica supusă lui Hristos? Pentru că Hristos are un plan pentru ea, un scop pentru ea, într-o bună zi să o primească în văzul întregului cer, ca mireasa lui. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Ce alimentează competiția afirmării de sine în familiile noastre? Lipsa unui scop în care să credem dinpreună și pentru care să jertfim și să răbdăm împreună. De care să te bucurăm împreună. După cum Hristos are un scop pentru biserică, El are un scop și pentru familie. Și când am înțeles scopul acesta, atunci avem ceva vrednic de jertfa noastră. Vrednic de jertfa noastră. Nu uitați, chemarea noastră este să fim un templu sfânt pentru Domnul, iar ca indivizi, ca pietre vii, să fim, avem un caracter cristic, asemenea chipului Fiului Său. Trei cuvinte, nu-i foarte greu de ținut minte. Prima este smerenie, a doua, blândețe, și a treia este îndelungă răbdare și îngăduință. Astea două merg împreună, nu le pot desface. Îndelungă răbdare și îngăduință. Dacă smerenia este dovada recunoașterii faptului că Dumnezeu a inventat căsătoria și de aceea mă supun Lui, iar blândețea este puterea ieșirii din competiția afirmării de sine pentru că am acceptat diferențele și le văd dintr-o altă perspectivă, ce să fie îndelunga răbdare și îngăduința? Decât dovada recunoașterii că suntem încă în procesul desăvârșirii. Eu sunt la sfârșitul vieții mele, și încă n-am ajuns de săvârșit. Soția mea știe lucrul acesta, copiii mei știu lucrul acesta, îmi pare rău, ginerii mei au început să afle lucrul acesta, sunt ginerile mele, că n-am prea mulți decât unul. Frații mei, dintre care stau de când m-am născut, știu lucrul acesta. Dar dacă eu nu sunt de săvârșit, nici tu nu ești de săvârșit. Cu alte cuvinte, ce pretenții aș putea ridica față de soția mea? Când bărbații din vremea Domnului Iisus Hristos scriau cărți de despărțire, aveau pixul la ei și hârtia ca să nu piardă ocazia, pentru absolut orice lucru, Domnul Iisus le-a zis așa, dacă m-aș muta în bătătura voastră, majoritatea ați fi ciungi și cu un ochi scos. Din pricina lucrurilor rușinoase care se găsesc în voi, vă uitați la femei și le poftiți în inima voastră și mâinile voastre vă împing la păcat. Cu alte cuvinte, tăiați-vă mâna, scoateți-vă ochiul. Și când ești cu mâna și cu ochiul, cu mâna tăiată și cu ochiul scos, nu-ți mai dă mâna să găsești un lucru rușinos în nevastă ta, nu-i așa? Să-i dai o carte de spărțire cu ușurință. Atunci îți vezi bârna din ochiul tău înainte să scoți paiul din ochiul ei. Deci îndelunga răbdare este dovada faptului că am recunoscut că suntem în procesul formării și că Dumnezeu ne modelează prin instrumente imperfecte. Imperfecte. Dragii mei, încă n-a rezolvat și n-a terminat Domnul Iisus sfințirea în viața mea. Este normal să o jignesc pe soția? Nu-i normal, dar se întâmplă, nu-i așa? Este normal din punctul de vedere al procesului în care mă aflu. Cu alte cuvinte, de la copilul de 2 ani nu aștept lucruri extraordinare. Mă cobor la vârsta lui de 2 ani. Acum sper că în 38 de ani de căsnicie să-i făcut ceva pași înainte și asta numai celălalt știe. Dar câtă vreme suntem de partea asta a Iordanului, avem nevoie de îndelungă răbdare și îngăduință. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu are nevoie de îndelungă răbdare și îngăduință cu fiecare dintre noi. Spuneți-mi, ce se întâmplă când în dorința de a sluji pe Hristos iei o hotărâre să te schimbi și faci un prim pas stângaci, nedesăvârșit, și celălalt te taxează urgent.
De două ori trebuie să se întâmple lucrul acesta, te demotivezi, le trântești toate baltă și îți vezi de viața ta. Numai de două ori. Dacă n-ar fi Hristos care să te ia de chică, să te ducă înapoi în proces, le-ai trântit de pământ de multă vreme. Ascultați ce spune Pavel în Coloseni, capitolul 3, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul și, Doamne, câte pricini sunt în familie, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Spuneți-mi cele trei cuvinte sau expresii magice. 1. Smerenie. 2. 3. Și îngăduință. Spuneți-mi, când le avem pe acestea trei, e foarte complicat să păstrăm unirea Duhului prin legătura păcii? E complicat? Nu? Spuneți-mi, când acestea trei există, pentru că Hristos ni le cere, se pune problema divorțului? Grea întrebare. Dar dacă suntem chemați să păstrăm unirea Duhului prin legătura păcii, vă întreb, de ce ar trebui să vorbim de divorț? De ce ar trebui să vorbim de separare? De ce ar trebui să existe certuri între noi? Dați-mi voie să închei cu câteva întrebări. Sunt dureroase, pentru că întrebările aplicative sunt dureroase. Pentru ca Hristos să-și poată realiza planul Lui în noi. Noi suntem parte din biserica Lui, El a murit pentru ea. Suntem chemați să ne dăm robi cui? Nu nevestelor, nu copiilor, lui Hristos de dragul lor. Iar pentru aceasta Dumnezeu ne cere curaj în primul rând, disciplină și înțelepciune. Dar când am luat decizia de a ne da rob lui Hristos și vrem să ne prezentăm pe șantier, să fim conlucrători cu El, Hristos ne oprește și ne cere trei condiții de pe eticheta cu care intrăm în șantier. Care sunt cele trei condiții? Smerenia, blândețea, îndelunga răbdare și îngăduința. Ce anume din toate acestea, am 10 degete la mână, 6 le-am ocupat, 3 lucruri dumneca trecută, alte 3 acum. Ce anume îmi lipsește din toate acestea? Pun o altă întrebare. Puteți să nu faceți nimic cu ea? Sau puteți să o luați în serios? La care dintre ele hotărăsc prin mila Domnului și prin ajutorul Lui? Nu uitați să avem nemărgită mărimea puterii Lui Dumnezeu la dispoziție. Dacă suntem credincioși, hotărăsc să lucrez în săptămâna care vine, în luna care vine sau în anul care stă înaintea mea. Poți să nu faci nimic cu ele. Sau poți să stai numai 6 cuvinte, trebuie să reții. Mergi la masă, te așezi lângă soția ta și începi să povestiți împreună despre ele. Luați o decizie împreună și ajutați-vă unul pe altul. Spre slava lui Dumnezeu. Amen.